Alcoolul și viteza sunt dușmanii de moarte ai șoferilor. Un conducător auto în vârstă de 41 de ani, prins de aburii alcoolului, s-a răsturnat cu mașina pe drumul ce face legătura între Măriței și Călinești, în comuna Dărmănești. Șoferul beat a plonjat cu mașina 10 de metri, dar a avut noroc. A scăpat teafăr, reușind să iasă singur din autoturism până la venirea ambulanței. Bărbatul a ajuns cu mașina în șans după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă de beat ce era. Șoferul se îndrepta spre casă, iar la un moment dat, într-o curbă deosebit de periculoasă, a călcat prea tare pedala de accelerație și a pierdut controlul volanului. Mașina bărbatului a plonjat dincolo de șanțul de pe marginea drumului, unde s-a izbit de un mal de pământ și s-a răsturnat pe cupole. În urma accidentului, autoturismul a fost grav avariat. Ca prin minune, șoferul a scăpat cu leziuni minore și a reușit să iasă singur din mașină până la venirea echipajului SMURD. În prima fază, l-a refuzat categoric testarea cu etilotestul, declarând că nu a băut, însă la spital, după ce cadrele medicale și-a dat seama că este băut, polițiștii l-au convins să sufle în etilotest. Acesta avea o alcoolemie de 1,03 grame de alcool per litru în aerul expirat. Un bărbat de 41 de ani, care se afla la volanul unui autoturism marca Golf 3 și circula din direcția Măriței spre Călinești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă pe sensul de mers. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la Spitalul Județean pentru acordare de îngrijiri medicale. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,03 mg de alcool pur în aer expirat. În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor cauzelor producerii evenimentului rutier.